Copiii capitanului Grant de Jules Verne, fragmente partea a doua. Continuarea capitolului 2, cele trei documente. Glenarvan puse mâna pe toc și câteva clipe mai târziu le arătă prietenilor o hârtie pe care erau scrise rândurile următoare. Pe primul rând, 7 iunie 1862, pauză, Tricatargul Britania, pauză, Glasgow, pauză. Pe al doilea rând, scufundat, pauză, Gonia, pauză, Austral, pauză. Pe rândul al treilea, pauză, spre uscat, pauză lungă, doi marinari, pauză. Pe rândul al patrulea, capitanul Gr, pauză lungă, abor, pauză lungă. Pe rândul al cincilea, contin, pauză, pr, pauză, crud, pauză lungă, indi. Pe rândul al șaselea, pauză, aruncat acest document, pauză, lungă, longitudine. Și pe rândul al șaptelea și 37 de grade 11 minute latitudine, pauză lungă, dați-le ajutor, pe rândul 8 și ultimul, pauză, pierduți și apoi o pauză foarte lungă. În clipa aceea, un marinar îl anunță pe capitan că Duncan intră în golful Clyde și îl întrebă ce ordine are de dat. Ce aveți de gând să facem?" îl întrebă John Mangles pe lordul Glenarvan. Să ajungem cât mai repede la Dumbarton, John. Pe urmă, în timp ce Lady Helena se va întoarce la Malcolm Castle, mă voi duce la Londra să predau amiralității documentul." John Mangles dădu ordine în consecință și marinarul le transmise secundului. Prieteni," spuse Glenarvan, acum să ne continuăm cercetările." Suntem pe urmele unei mari catastrofe. Viața câtorva oameni depinde de iscusința noastră. Să ne punem deci mintea la contribuție și să găsim cheia enigmei. Suntem gata, scumpul meu Edward, răspunse Lady Helena. Mai întâi, relo Glenarvan, trebuie să ținem seama de trei lucruri, bine precizate în acest document. 1. Faptele pe care le cunoaștem. 2. Acelea pe care le putem presupune. 3. Acelea pe care nu le știm. Ce știm? Știm că la 7 iunie 1862, vasul Britania din Glasgow s-a scufundat, că doi marinari și capitanul au aruncat documentul în mare la 37 de grade, 11 minute, latitudine și că cer ajutor. Perfect, replică maiorul. Ce putem presupune, relo Glenarvan? Întâi, că naufragiul a avut loc în mările Australe și imediat după aceasta vă atrag atenția asupra cuvântului Gonia. Nu indică oare numele unei țări? Patagonia, strigă Lady Helena, fără îndoială. Dar e străbătută Patagonia de paralela 37 de grade? Întrebă maiorul. E ușor de verificat, răspunse John Mangles, desfășurând pe masă harta Americii de Sud. Așa e, Patagonia este atinsă tocmai de paralela 37 de grade, care taie Araucania, străbate Pampasul de la nordul ținuturilor patagoneze și se pierde în Atlantic. Bine, să ne continuăm deducțiile. Cei doi marinari și capitanul abordează unde? Continentul, înțelegeți? Un continent și nu o insulă. Ce se întâmplă cu ei? Aveți aici două litere providențiale, PR, care vă lămuresc asupra soartei lor. Nefericiții sunt prinși sau prizonieri. De către cine? De către niște indieni? Cruzi, v-ați convins? Cuvintele nu umplu de la sine spațiile goale? Documentul nu se limpezește în fața ochilor dumneavoastră? Mintea nu vi se luminează? Glenarvan vorbea cu multă convingere. În ochii lui se citea o încredere desăvârșită. Înflăcărarea lui se transmitea ascultătorilor. Toți strigară într-un singur glas. Sigur, sigur! Lordul Edward continuă după o clipă. Toate aceste presupuneri îmi par foarte plauzibile. După mine, catastrofa a avut loc pe coastele Patagoniei. De-al minteri, voi întreba la Glasgow care era destinația Britaniei și vom ști dacă vasul a putut fi târât în aceste ținuturi. A, n-avem nevoie să căutăm atât de departe, răspunse John Mangles. Am aici colecția Mercantile and Shipping Gazette, care ne va furniza indicații precise. S-o vedem, s-o vedem, spuse Lady Glenarvan. John Mangles luă un teanc de ziare din anul 1862 și începu să le răsfoiască grăbit. Cercetările lui nu durară mult și în curând citi tare cu satisfacție. Mai 1862, Peru, Callao, cu o încărcătură pentru Glasgow, Britania, capitanul Grant. Grant, strigă lordul Glenarvan, îndrăznețul scoțian care a voit să întemeieze noua Scoție în mările Pacificului.
Da, răspunse John Mangles, acela care în 1861 s-a îmbarcat la Glasgow pe Britania și despre care nu s-a mai primit nicio știre. Nu mai încape îndoială, spuse Glenarvan, e chiar el. Britania a părăsit Callao la 30 mai, iar la 7 iunie, 8 zile după plecare, s-a rătăcit pe coastele Patagoniei. Iată întreaga odisee cuprinsă în aceste resturi de cuvinte care păreau indescifrabile. Vedeți, deci, prieten, că am putut reconstitui o bună parte din evenimente, cât despre celelalte pe care nu le cunoaștem, se reduc la unul singur, gradul de longitudine. E inutil, răspunse John Mangles, pentru că țara ne este cunoscută, numai așa știind doar latitudinea și mi-aș lua însărcinarea să mă duc de-a dreptul la locul naufragiului. Atunci știm totul, întrebă Lady Helena. Totul, draga mea, spațiile albe pe care marea le-a lăsat între cuvintele din document le voi umple fără greutate ca și cum mi-ar dicta capitanul Grant. Lordul Glenarvan puse mâna iar pe toc și redactă fără ezitare rândurile următoare. La 7 iunie 1862, tricatargul Britania din Glasgow s-a scufundat lângă coastele Patagoniei în emisfera australă. Îndreptându-se spre uscat, doi marinari și capitanul Grant vor încerca să abordeze continentul unde vor fi prizonierii unor indieni cruzi. Ei au aruncat acest document la grade longitudine și 37 de grade 11 minute latitudine. Dați-le ajutor sau sunt pierduți. Ei bine, dragă Eduard, spuse Lady Helena, dacă acești nefericiți își vor revedea patria, ție ți-o vor datora. Și-o vor revedea, răspunse Glenarvan, documentul e prea explicit, prea clar, prea precis pentru ca Anglia să nu vină în ajutorul a trei dintre fiii săi părăsiți pe un țărm pustiu. Ceea ce a făcut pentru Franklin și atâția alții o va face astăzi pentru naufragiații de pe Britania. Dar nenorociții aceștia au desigur o familie care îi plânge, spuse Lady Helena, poate că sărmanul capitan Grant are o soție, are copii. Ai dreptate, draga mea, îmi iau sarcina să-i anunț că nu e pierdută orice nădejde. Și acum, prieteni, haidem pe punte, căci ne apropiem de port. Acolo o trăsură gata de plecare o aștepta pe Lady Helena pentru a o conduce înapoi la Malcolm Castle împreună cu maiorul McNabbs. După ce își îmbrățișă soția, lordul Glenarvan se urcă în expresul de Glasgow. Dar înainte de a pleca, încredință unui agent care trebuia să ajungă mai repede decât el, o notă importantă și după câteva minute telegraful anunța ziarelor Times și Morning Chronicle următoarele. Pentru informații despre soarta tricatargului Britania din Glasgow și a capitanului Grant, a se adresa lordului Glenarvan Malcolm Castle, Luce, comitatul Dumbarton, Scoția. Capitolul 3. Malcolm Castle. Castelul din Malcolm, unul dintre cele mai poetice din Highlands, adică țara de sus, nume sub care e cunoscut podișul Scoției, este așezat lângă satul Luce, dominând valea. Apele limpeze ale lacului Lomond îi scălda zidurile de granit. De foarte mult timp, castelul aparținea familiei Glenarvan, care păstra în țara lui Rob Roy și a lui Fergus MacGregor obiceiurile ospitaliere ale vechilor eroi ai lui Walter Scott. Lordul Glenarvan avea o avere imensă, o folosea ca să ajute pe cei din jur, bunătatea lui îi întrecea chiar dărnicia, ea nu cunoștea marginile impuse în mod firesc dărniciei. Lordul Glenarvan era căsătorit abia de 3 luni. Se însurase cu domnișoara Helena Tufnell, fata marelui călător William Tufnell, una dintre numeroasele victime ale științei geografice și ale pasiunii descoperirilor. Domnișoara Helena nu era de familie nobilă, dar era scoțiană, ceea ce în ochii lordului Glenarvan egala orice titlu de noblețe. Seniorul din Luce își făcu din această ființă tânără, fermecătoare, îndrăzneață, devotată, tovarășa lui de viață. Lordul Glenarvan și Lady Helena trăiau fericiți la Malcolm Castle, în mijlocul naturii minunate și sălbatice din țara de sus, plimbându-se pe sub aleile întunecoase de castan și sicomori și pe malurile lacului, unde mai răsunau încă imnurile războinice din vremurile străvechi, cutreierând văine umblate, în care ruini seculare aminteau istoria glorioasă a Scoției. Astfel au trecut primele luni de căsnicie, dar lordul Glenarvan nu uita că soția lui era fiica unui mare călător. Își spuse atunci că Lady Helena trebuie să poarte în inimă toate nostalgiile de călător ale tatălui ei și, într-adevăr, nu se înșelă. Atunci fu construit Duncanul, care trebuia să-i poarte pe lordul și pe Lady Glenarvan spre cele mai frumoase țări din lume, pe apele Mediteranei până în insulele arhipelagului. Lady Helena se bucură grozav când lordul îi puse la dispoziție iahtul Duncan. Într-adevăr, e o mare fericire să-ți plimbi dragostea spre ținuturile fermecătoare ale Greciei și să vezi cum răsare luna pe coastele încântătoare ale Orientului.
Totuși, lordul Glenarvan plecase la Londra. Era vorba doar de salvarea unor nefericiți naufragiați, iar Lady Helena se arăta mai mult nerăbdătoare decât întristată de această absență vremelnică a soțului ei. Seara se afla singură în odaie când domnul Halbert, intendentul castelului, veni să o întrebe dacă era dispusă să primească o fată și un băiat, care doreau să-i vorbească lordului Glenarvan. Oameni din partea locului? Întrebă Lady Helena. Nu, doamnă, răspunse intendentul, căci nu-i cunosc. Au sosit cu trenul la Balloch și de acolo până la Luz au mers pe jos. Roagă-i să intre, Halbert, spuse Lady Glenarvan. Intendentul ieși. Peste câteva clipe, fata și băiatul intrară în camera Lady Helena. După asemănare, nu mai rămânea nicio urmă de îndoială. Erau frate și soră. Fata avea 16 ani, cu o față tânără, puțin obosită. Ochii ei spuneau că trebuie să fi plâns mult. Părea resemnată, dar curajoasă, îmbrăcămintea sărăcăcioasă, însă curată. Totul vorbea în favoarea ei. Ținea de mână un băiat de 12 ani, pe chipul căruia se citea un aer atât de hotărât, încât părea că el își ocrotește sora. Și, într-adevăr, oricine ar fi făcut vreun rău fetei, ar fi avut de-a face cu puiul acesta de om. Fata rămase puțin stingherită, găsindu-se în fața Lady Helena. Aceasta se grăbi să-i vorbească. Vrei să-mi spui ceva? O întrebă ea, încurajând fata cu privirea. Nu, răspunse băiatul cu glas hotărât, nu dumneavoastră, ci lordului Glenarvan. Vă rog să-l iertați, doamnă, spuse atunci sora. Lordul Glenarvan nu e la castel, reluă Lady Helena. Eu sunt soția lui și îmi puteți vorbi mie. Dumneavoastră sunteți Lady Glenarvan? Întrebă fata. Da, domnișoară. Soția lordului Glenarvan din Malcolm Castle, care a publicat în Times o notiță despre naufragiul Britaniei? Da, da, răspunse Lady Helena cu bunăvoință, dar dumneata. Eu sunt Miss Grant, milady, iar el e fratele meu. Miss Grant! Miss Grant! Exclamă Lady Helena, trăgând-o pe fată înspre ea, luându-i mâinile în mâinile ei, apoi sărută băiatul pe amândoi obrajii. Milady, reluă fata, ce știți de naufragiul tatălui meu? Mai trăiește? Îl vom mai revedea vreodată? Vorbiți, vă rog! Draga mea copilă, spuse Lady Helena, ferească Dumnezeu să-ți răspund cu ușurință într-o împrejurare ca asta, nu vreau să-ți dea o nădejde amăgitoare. Vorbiți, doamnă, vorbiți, m-a întărit durerea, pot auzi totul. Draga mea, răspunse Lady Helena, speranța e foarte slabă, dar există totuși, nu e imposibil să revedeți pe tatăl vostru într-o bună zi. Doamne, doamne, exclamă Miss Grant, neputând să-și mai stăpânească lacrimile, în timp ce Robert sărută cu recunoștință mâinile bunei Lady Glenarvan. După ce prima clipă de bucurie dureroasă trecu, fata a început să pună întrebări fără șir. Lady Helena îi povesti istoria documentului, cum s-a pierdut Britania pe coastele Patagoniei, în ce fel trebuia să fie ajuns pe continent după naufragiu, capitanul și cei doi marinari, singurii supraviețuitori, în sfârșit, cum implorau ei ajutorul lumii întregi în documentul acela scris în trei limbi pe care l-au aruncat în apele oceanului. În timp ce povestea, Robert Grant privea cu ochii ținte la Lady Helena, închipuirea lui îi reînvia scenele îngrozitoare a cărui victimă fusese tatăl său, îl vedea pe acesta pe puntea Britaniei, îl urmărea în mijlocul valurilor, se agăța cu el de stâncile coastei, se târa pe nisip gâfâind, dincolo de bătaia valurilor. De mai multe ori, în timp ce Lady Helena povestea, băiatul, lipindu-se de sora lui, lăsă să-i scape câteva exclamații. O, tata, bietul meu tată! Miss Grant asculta, împreunându-și mâinile, și nu rosti niciun cuvânt până ce nu-i sfrăvi povestirea. Abia atunci spuse, O, doamnă, documentul, documentul! Nu-l mai am, draga mea fată, răspunse Lady Helena. Nu-l mai aveți? Nu, în interesul tatălui vostru, lordul Glenarvan a trebuit să-l ducă la Londra, dar v-am spus tot ce conținua cuvânt cu cuvânt și felul în care am ajuns să-i aflu înțelesul exact. Din frânturile de frază, aproape șterse, valurile au cruțat câteva cifre. Din păcate, longitudinea... O să ne lipsim de ea, exclamă băiatul. Desigur, domnule Robert, răspunse Lady Helena cu un zâmbet, văzându-l atât de hotărât. Cum vezi, Miss Grant, cunoști ca și mine cele mai mici amănunte din document. Da, doamnă, răspunse fata, dar aș fi vrut să văd scrisul tatălui meu. Ei bine, mâine poate se va întoarce lordul Glenarvan. Soțul meu, având la el un document ce nu poate fi tăgăduit, a vrut să-l supună comisarilor amiralității pentru a-i face să trimită de îndată un vas în căutarea capitanului Grant. Eu are cu putință, milady, exclamă fata, ați făcut acest lucru pentru noi? Da, draga mea, și l-aștept pe lordul Glenarvan dintr-o clipă în alta. Vă mulțumesc din adâncul sufletului, spuse fata cu înflăcărare și cu un accent de adâncă recunoștință în glas. Draga mea copilă, răspunse Lady Helena, nu merităm nicio mulțumire, oricare altul în locul nostru ar fi făcut la fel. De s-ar putea realiza nădejdile pe care le-am întrezărit?
Până la întoarcerea lordului Glenarvan veți locui la castel. O, doamnă, răspunse fata, n-aș vrea să abuzez de bunătatea și simpatia ce arătăți unor străini. Străini, fetițo, nici fratele dumitale și nici dumneata nu sunteți străini în această casă. Și vreau ca la sosirea lui, lordul Glenarvan să spună singur copiilor căpitanului Grant tot ce se va întreprinde pentru salvarea tatălui lor. Nu se putea refuza o invitație făcută cu atâta inimă. Au rămas deci înțeleși ca Miss Grant și fratele ei să aștepte întoarcerea lordului Glenarvan la Malcolm Castle. Capitolul 4. O propunere a Lady Glenarvan. În timpul convorbirii, Lady Helena nu spuse niciun cuvânt despre nemulțumirea mărturisită în scrisorile lordului Glenarvan cu privire la felul în care îi fusese primită cererea de către comisarii amiralității. N-a pomenit nimic nici despre faptul că marinarii și capitanul Grant erau probabil prizonierii unor triburi de indieni din America de Sud. De ce să-i întristeze pe bieții copii dezvăluindu-ne soarta tatălui lor și să stingă flacăra nădejdii ce le pâlpâia în suflet? Acest lucru de almiter nu schimba cu nimic situația. Lady Helena trecuse deci aceasta sub tăcere și după ce răspunse tuturor întrebărilor ce îi le pusese Miss Grant, o întrebă la rândul ei pe fată despre viața lor. Se interesă dacă copiii aveau vreun sprijin, căci Mary părea singura ocrotitoare a fratelui ei. Povestea lor era simplă și impresionantă, iar simpatia Lady Glenarvan pentru cei doi spori și mai mult. Mary și Robert Grant erau singurii copii ai capitanului Grant. Harry Grant își pierduse soția la nașterea fiului lor Robert și în timpul lungilor lui călătorii îi lăsa în grija unei verișoare bătrâne. Capitanul Grant era un marinar îndrăzneț, un om care își cunoștea bine meseria, un bun navigator și un bun negustor totodată, îmbinând astfel o dublă calitate atât de prețioasă schipărilor din marina comercială. Locuia în orașul Dundee, în comitatul Perth din Scoția. Se născuse și crescuse în aceste ținuturi. Tatăl său îi dăduse o educație multilaterală, crezând că aceasta nu strică niciodată, nici chiar unui capitan de cursă lungă. În timpul primelor lui călătorii peste ocean, la început ca secund, apoi în calitate de skipper, afacerile i-au izbutit într-atât, încât la nașterea lui Robert, Harry Grant avea oarecare avere. Atunci îi veni în minte ideea care îl făcu popular în Scoția, ca și Glenarvanic și ca și alte câteva mari familii din Lowlands, țara de jos, nume sub care e cunoscută partea de sud a Scoției, el se despărțise în sufletul lui, dacă nu în fapt, de Anglia cotropitoare. Făcu apel la patriotismul scoțienilor, își puse averea în serviciul cauzei sale, își construi un vas și după ce și încredință copiii bătrânei lui verișoare, secundat de un echipaj de elită, plecă să exploreze marile insule ale Pacificului. Era în anul 1861. Timp de un an până în mai 1862 se mai primeau știri de la ei, dar de la plecarea sa din Callao în luna iunie, nimeni nu mai auzi vreo veste despre Britania și Gazeta Maritimă nu mai publică nicio știre în privința soartei capitanului. În acest timp, verișoara cea bătrână a lui Harry Grant muri și cei doi copii rămaseră singuri pe lume. Mary Grant avea pe atunci 14 ani. Sufletul ei curajos nu se lăsă doborât de noua situație și fata se dedică cu trup și suflet îngrijirii fratelui ei, copil pe atunci. Trebuia să-l crească și să-l instruiască, datorită economiilor, prevederii și agerimei ei, lucrând zi și noapte, dându-i totul, nepăstrându-și nimic pentru sine, sora împlini cu bravură îndatoririle unei mame. Cei doi copii trăiau de atunci la Dundee, într-o stare de sărăcie acceptată cu demnitate, dar împotriva căreia luptau cu vitejie. Mary nu se gândea decât la fratele ei și visa pentru el un viitor fericit. Pentru ea, vai, Britania pierise pentru totdeauna și tatăl ei murise. Murise cu siguranță. De aceea nu mai e nevoie să descriem emoția fetei atunci când notița din ziarul Times îi căzuse din întâmplare sub ochi. Aceasta o smulse deodată din deznădejde. N-avea de ce să zăbovească și se hotărâ imediat. Iată povestea dureroasă pe care o depăna Mary Grant, Lady Glenarvan în cuvinte simple, fără a se gândi că în toți acei ani lungi de grele încercări ea dăduse dovadă de mult curaj, dar Lady Helena se gândea la aceasta și de mai multe ori, fără să-și ascundă lacrimile, strânse la piept pe cei doi copii ai capitanului Grant. Sfârșitul părții a doua.